Da, tot ce sper este să fiu un focus, să nu vedeți cât sunt de chioară. Am încercat, m-am filmat mai devreme, dar sunt foarte chioară și nu pot să vă las să mă vedeți atât de chioară, așa că... Bună, eu sunt Laura, da... Nu mi se vede cucu și melene să vă mai... Eu sunt Laura Giurcanu, poate mă știți. Acum câteva zile a fost o zi extraordinar de deosebită pentru mine. Am făcut 100.000 de urmăritori. Slay. Da, așa că mi-am pus acești ochelari ca să nu vedeți ochiul meu, care este la fel de umflat în continuare. Sunt foarte răcită, sunt foarte bolnavă, nu mă simt bine deloc, dar voiam neapărat să vă vedem, v-am promis că o să ne vedem în fiecare joi. Taci! Whisky! Cu ce voiam să încep? Vă mulțumesc din inimă că am ajuns aici, că am ajuns la 100.000 de urmăritori, înseamnă... de subscribers. Înseamnă foarte mult pentru mine, înseamnă enorm, având în vedere că m-am apucat în iunie, acum jumătate de an, și am ajuns acum aici într-un timp atât de scurt, mai ales că am avut și acea pauză de 3 luni. Vă mulțumesc mult de tot, vă pup, vă iubesc pe toți, sunteți incredibili și vă mulțumesc că ați avut încredere în mine de la început și că ați vrut să mă vedeți în continuare, pentru că asta faci când te abonezi la un canal, înseamnă că vrei să vezi mai mult din omul ăla. Așa că vă mulțumesc din suflet, frații mei. Ați văzut probabil titlul, 19 lucruri pe care le-am învățat până la 19 ani. A fost ziua mea pe 22 decembrie, am făcut 19 ani, evident. În acea perioadă nu postam, dar v-am primit urările tuturor. Deci zici că sunt retardă cu ochelarii ăștia în casă, dar e ok, afară este soare, deci nu sunt chiar mega retardă, sunt semi-retardă. N-am apucat atunci să fac un clip despre asta, probabil atunci era potrivit, dar m-am gândit la acest clip în drum spre Constanța. Ajungem și aici, imediat. Am fost la Constanța, am avut un fan meeting cu voi, cei din Constanța, are sens, da? Și am cunoscut cei mai tari oameni, cei mai tari vloggeri, de fapt, care se nimeresc, se întâmplă să fie și cei mai tari oameni. Am cunoscut-o pe Tequila, e mega drăguță, am râs foarte mult, suntem cam pe aceeași lungime de unde din multe puncte de vedere. I-am cunoscut pe frații Vlad și Cristi Munteanu, după care foarte multe dintre voi sunteți nebunite, sunt atât de adorabili, sunt așa micuți și drăguți, foarte de treabă. Am cunoscut pe Romercial, pe Coste Vlad, pe Unguru Bulan, băieții de la Noaptea Târziu, pe Laura Mușuraia, de la care face vloguri de beauty. Deci atâtea persoane și personaje drăguțe, incredibili, și cei din organizare au fost foarte drăguți cu noi și le mulțumesc mult de tot. Am primit și un cadou. Am primit o agendă pe care mi-a ciotit-o mama, pe care scria că totul o să fie bine și a fost exact ce aveam nevoie. Vă mulțumesc mult de tot. Sper să ne mai întâlnim cât de curând, tot așa, și cu voi toți. A fost nebunie. Da! Nu-mi vine să cred, pur și simplu. Mulțumesc. Și atât. Să începem. 19 lucruri pe care le-am învățat până la 19 ani. Am scris asta, nu dormisem toată noaptea înainte să plec spre Constanța, și am scris 19 lucruri, le-am uitat pe telefon la ora 8 dimineața după noapte nedormită. Nu am mai uitat după aia pe ele, poate sunt un pic influențate de oboseala mea. Încep, da? Cel mai important lucru pe care l-am învățat în 19 ani de viață. Înainte să mergi la baie, tot timpul, oriunde ești, verifică să fie hârtie. Știu, nu vă așteptați la asta. Credeți-mă, este atât de important. Este atât de important. Jesus. Deci e, gândiți-vă, e numărul 1. E numărul 1 pe lista mea. E cel mai important. Pur și simplu verificați să fie hârtie dacă vreți ca viața voastră să fie una fericită și zen și plină de lucruri bune. Al doilea lucru pe care l-am învățat în 19 ani. Nu continua să mănânci shawarma dacă deja ți-e rău.
What? Da, pe bune, nu continua. Dacă mănânci și ți-e rău, vrei să mai mănânci, nu vrei să o lași acolo, ai dat banii pe ea, oprește-te. 3. Bună tequila. Nu bea 20 de shoturi de tequila unul după altul. Amin. Aici nu mai am nimic de adăugat. Pur și simplu, nu beți 20 de shoturi de tequila unul după altul. Stați măcar 5 minute între fiecare. 4. Al patrulea lucru. Dacă nu ești hotărât unde să mergi sau ai dubii, stai acasă. Ei, dacă știam asta, m-aș fi scutit de foarte multe probleme de toate felurile. Da. Asta e mai deep un pic, deci cumva de aici am ajuns aici. 5. Dacă un om se comportă cu tine ca și cum nu-i pasă, să-l crezi. Asta e de pe net luată, știți? Gen, de pe Tumblr, am Tumblr sau pe Tumblr. E foarte adevărat. Dacă oamenii se gândesc, dacă oamenii se comportă ca și cum nu dau 2 lei pe tine, noi ne gândim, stai, face asta ca să mi-atragă mie atenția, ca să fiu altfel, sau noi ne gândim așa, dar de cel mai multe ori oamenii chiar nu dau 2 lei, gen, na. 6. Mereu are greșit. 6. Cumpără-ți blugi mai mici ca să te motiveze să slăbești. Eu fac asta. Când nu-mi place de mine, îmi iau blugi cu o mărime mai mică și după aia sunt, ce-și vrea să-i port și nu pot, așa că slăbesc repede, bam, 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 bam. Dar sănătos, evident, nu sunt o influență negativă și port blugi mult visați. O săptămână după care mă îngrăză loc și nu-i mai port, la, 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 la. Ok, ladies, let's get information. Dacă bei ceai de slăbit seara, stai acasă a doua zi. Da. Da. 8. Mănâncă o salată în loc de o pizza. O să te simți mai bine. Asta e chiar adevărat. Toate sunt adevărate, dar asta chiar e adevărată. Dar mereu mi-e poftă de pizza cumva și îmi iau o salată, toată lumea și-a pizza, mănânc o gură de salată și 6 felii de pizza. Stai cu multe semne de exclamare. Deci am scris asta la 8:36 dimineața. 9. Karma există. Nu fă altora decât lucrurile care ai vrea să ți se întâmple și ție. E foarte adevărat. Toate sunt adevărate. Sunt chiar înțeleaptă. Wow! Chiar foarte înțeleaptă. 10. Din nou una mai deep. Dacă un lucru nu te face fericit, pleacă. Din nou, dacă știam asta, o să aveam pe Laurica de multe necazuri. Unde eram? 11. Nici o decizie bună nu e luată după 12 noaptea. Oh, Doamne! E amuzant că fiecare lucru învățat are o poveste în spate, dar dacă vă spun poveștile, v-ați dezabona cu toții de la mine și am rămâne eu și cu, nu știu, eu. 12. Din nou, deep. Din păcate sau din fericire, nicio stare nu e permanentă și dacă te gândești la asta, e mega super și mega trist, pentru că te gândești că ești trist și deprimat, dar trece și după aceea te gândești că ești cel mai fericit și cel mai împlinit și asta trece. E cu duș întors. De asta am zis din păcate sau din fericire, vedeți? Voiam să vă arăt asta și am dat în ochelar, dar voiam să vă arăt că sunt înțeleaptă. 13. Nu mânca ceapă sau usturoi cu 24 de ore înainte de ceva important. Cum e melodia asta nouă lui Beyoncé? Fire! Fire! Ok. 14. Înconjoară-te numai de oameni care te fac să te simți bine. Asta e logic, asta trebuie aplicată absolut tot timpul. Faceți asta. 15. Dacă tu te respecti, toată lumea o va face. Foarte adevărat. Dacă tu te iubești și ai o părere bună despre tine. De fapt, dacă tu nu te iubești, cum ai așteptarea sau pretenția ca alții să o facă? Trebuie să ne iubim, trebuie să ne respectăm noi pe noi înainte de orice și după aia toată lumea o va face, credeți-mă, e testat. 16. Asta e pentru domnișoare. De fapt, majoritatea sunt pentru domnișoare, dar asta în mod special. Nu lua niciodată decizii importante când ești în acea perioadă a lunii. Hormonii noștri nu sunt pe aceeași lungime de undă cu noi.
gândurile noastre nu sunt pe aceeași lungime cu gândurile noastre de acum 5 minute, așa că niciodată nu luați ceva decizii importante, permanente, în acea perioadă a lunii. Bine? 17. Asta e chiar importantă și e o adevărată lecție de viață. Da, vreau să țineți minte cu toții. Dacă ți-ai luat deja floricele la film, nu-ți mai lua și nachos. Corect. Sfatul anului. Mulțumesc. 18. Al 18-lea lucru pe care l-am învățat în 19 ani de viață și poate cel mai important, cel mai life-changing, ca să zic așa. Și ăsta vreau să-l ascultați bine, fetelor. Și băieților, dar fetelor mai mult. Vreau să-l ascultați foarte bine. Nu îi dați mesaj beată fostului. Repetați după mine. Nu îi dați mesaj beată fostului. Bun. Nu faceți asta. E greșit. E greșit să dai mesaj fostului. E teribil să-i dai mesaj beată sau amețită. Și 19 și am terminat. Mirica grăsă! Ții, mă, micuțule mic! Ții, păpușă, mică! Da, el nu vrea decât să coțe perna. Bun, și al 19-lea lucru, totul o să fie bine mai devreme sau mai târziu, așa că nu vă pierdeți speranța. Continuați să zâmbiți, să... Da? Eu sunt răcită, am ochiul mic, sunt bolnavă, sunt vai de capul meu și uitați cum vin cu această energie pozitivă. Așteptați lucruri bune, să vă gândiți că totul se întâmplă cu un motiv și dacă un lucru rău se întâmplă sau pierdeți un iubit sau pierdeți ceva, gândiți-vă că este mai bine așa și că o să fie atât de bine, o să fie incredibil de bine, da? Super! Și să nu spuneți că sunt retardă, vă rog, că am ochelari, pentru că pur și simplu ochiul meu e mic, da? Haideți! Ne vedem joia viitoare! Pa, pa! Uite! Pa! Uite! Pa! Pa! Așa pleacă toți! Hello.